minunaților, vă super pice și bine ne-am regăsit într-un nou episod de Beauty. Sunt super happy să vă spun că ne-am adunat aici 10.000 de omuleți pe canalul de Beauty într-un timp foarte scurt. Nu pot decât să vă mulțumesc că v-ați abonat și la canalul meu de Beauty și sper să ne adunăm aici cât mai mulți. Așa cum probabil ați observat, în ultimele săptămâni nu am fost foarte activă pe canalul de Beauty pentru că literalmente am avut o perioadă super aglomerată cu pregătirea piesei, cu lansarea ei, cu repetiții pentru live-ul de la radio, cu repetiții pentru concerte, am avut concerte, a fost o perioadă foarte, foarte aglomerată și nu am avut timp să filmez episoadele de Beauty, dar acum m-am mai liniștit, am lansat piesa În brațele ei, o puteți găsi acum pe canalul meu de YouTube, canalul oficial de muzică, dar și pe toate celelalte rețele de streaming. Vreau să menționez că acest clip a fost filmat de Ștefan și sunt tare mândră, arată super mie, îmi place foarte mult, de aceea vă invit să vă uitați la clip, să ascultați piesa dacă nu ați făcut-o până acum și să-mi lăsați, vă rog, în comentarii părerea voastră despre piesă și despre clip. Pentru că ne-am adunat aici 10.000 de urmăritori și pentru că am scos piesă nouă, mă gândeam să sărbătoresc acest lucru cu un machiaj pe care l-am denumit Barbie Doll Makeup. Va fi roz, probabil ați văzut deja cum va arăta machiajul, așa că let's do it! Așa cum v-am obișnuit, încep cu sprâncenele și pentru asta am nevoie de prea iubitul meu gel de sprâncene 24 de ore de la Benefit. Aveam nevoie de asta. Înainte de a aplica orice tip de fard, fixez sprâncenele în forma dorită. Așa cum v-am mai spus, pe mine mă ajută foarte mult faptul că am sprâncenele laminate. Ele deja au o formă destul de bine definită, doar le aranjez puțin cu gelul. Nu depun foarte mult efort. Întotdeauna mi-a plăcut mai mult sprânceana asta în timpul filmărilor, adică atunci când mă văd pe cameră, dar în realitate, nu știu care e logica, dar îmi place mai mult sprânceana asta. Și e mai scurtă. Oh, urăsc. Am pensat-o eu oare? Am să o lungesc și o fac cât se poate de egală din fard. Am să folosesc fardul acesta de la MAC. M-am gândit la un lucru care cred că va fi util. Voi scrie denumirile produselor pe care le folosesc în descrierea episodului de vlog. Ce spuneți? Cred că ar fi util și mult mai ușor de găsit dacă vreți să vă achiziționați sau sunteți curioși de un anumit produs. Da, așa cred că voi face. Ok, voi lua pensula de sprâncene. Deja știți, umplu golurile din sprânceană. Mă uitam de curând la niște vloguri mai vechi și la niște poze și mai vechi și am realizat cât de importante sunt sprâncenele. Oh my god! Schimbă tot! Te pot face mai aspră sau mai dulce. Doamne, sprâncenele potrivite sunt tot ce ai nevoie. Efectiv. Efectiv. Cred că de asta sunt atât de obsedată de sprâncene și cel mai mult din tot machiajul stau la sprâncene. Adică îmi pot face un machiaj în 30 de minute, dar cu siguranță 15 minute va dura să-mi fac sprâncenele. Restul e super rapid. Folosesc acest concealer de la Too Faced, i s-a luat branding-ul de aici, pentru corectarea sprâncenelor. Am terminat sprâncenele mai repede decât mă așteptam, iar acum am să trec la aplicarea bazei pentru fard, adică trec la ochi. Asta este baza pe care o folosesc, este de la MAC și o voi aplica cu o pensulă plată. Nu aplic foarte mult, oricum voi reveni.
Mi-am dat seama că nu am apucat deloc să vă povestesc despre călătoria în Brazilia, unde l-am întâlnit pe Ronaldo, pe Tiny Tempa, am cunoscut și niște fete super drăguțe din Canada. Am zis că voi face un episod de vlog, dar nu am mai apucat și a trecut destul de mult timp. Vreți să mai fac episodul de vlog în care vă povestesc despre plecarea la Formula 1 în Brazilia? Lăsați-mi în comentarii dacă da. Am considerat că a trecut mult prea mult timp și că nu mai are sens. Dar dacă vă doriți să aflați despre călătorie, facem un episod de vlog despre asta. Primul fart pe care îl folosesc va fi roz. Doar că trebuie să mă hotărăsc la un roz din aceste două palete de la NYX. Îl voi folosi pe acesta, pentru că voi face mai întâi o linie grafică. După care voi blendui cu ăsta. Doamnește, sper să iasă. Voi adăuga acest fixator pe fardul de la NYX, pentru a-l face o variantă de... Ok, mi-am ținut respirația, efectiv. Ok, să zicem că suntem pe drumul cel bun. Și acum mai adaug fard, fiindcă urmează să blenduiesc. Doamne, sper să iasă ce am în minte. Am văzut câteva machiaje de genul ăsta și arătau absolut superb. Erau așa super de păpușă. Totuși ce cred este că aș vrea să plece de aici. Da, îmi place mai mult. Să plece din colțul intern al ochiului. Da, I love it. Schimbare de plan. Ok, și acum ar trebui cumva să șterg linia pe care o creasem înainte. Ok. Asta e forma pe care mi-o doresc. De ce zic lucrurile ca și cum aș fi sigură pe mine, dar chiar nu sunt? Trec la paleta Brights de la NYX și iau această nuanță de roz de aici pentru a blendui. A căzut. Schimb pensula ca să-mi fie mai ușor să blenduiesc. Iar din paleta Festival de la NYX iau nuanța asta de roz. Este un roz destul de deschis. Revin la această bază și la pensula plată pentru a corecta. Arată bine, trebuie să fac exact același lucru și la ochiul drept.
voila, gata cu linia grafică la ambiochi. Acum am să trec la aplicarea unui fard pe ploapa mobilă și nu știu exact încă ce fard vreau să aplic. Am să aplic din această paletă nuanța B1. Mai întâi aplic cu degetul pe ploapa mobilă. Iar mai apoi vin cu pensula plată. I love it! Iar acum aș vrea să mai adaug totuși un fard și îl voi folosi pe acesta de la Huda Beauty. Asta este paleta Nude. Nu, nu exagerez, arată super. Dar voi avea nevoie din nou de pensula plată. Superb, ce îmi place. Arată wow, wow. Okidoki. Sunt pe drumul cel bun, îmi place. Acum voi trece la tușul negru. Iar nu sunt foarte vorbăreață astăzi pentru că mă concentrez și chiar îmi doresc să iasă foarte bine lucrul ăsta. Mi-am dorit de foarte mult timp să-l fac și l-am tot păstrat pentru episodul de vlog. Și uitați cum a venit momentul în sfârșit. So, ăsta este tușul pe care îl folosesc, Black Track de la MAC. Am să trasez o linie. Încă mă lacrimează colțul ochiului, ceea ce mă foarte supără. Sper să se oprească. Cam asta linia pe care o vreau. Iar de aici trasez înspre interiorul ochiului. Ok, good. O să umplu mai întâi aici toată zona. Am văzut că există niște soluții care șterg tușul extrem de bine dacă vrei o acuratețe foarte, foarte bună. Trebuie să-mi achiziționez. Doar că nu folosesc atât, adică nu îmi fac atât de des eyeliner. Și cred că de asta n-am avut inițiativa de a-mi cumpăra acel produs, but it's ok, probabil o să mi-l achiziționez. De curiozitate să văd care cum e treaba cu el. Concentrare, level, cost. Ok, îmi place, arată foarte bine. Voi trece și la ochiul drept și revin imediat. Ta-dam! Așa a ieșit eyelinerul și îmi place tare mult. Astăzi aplic gene și le voi folosi pe acestea. Unde este penseta? Aici este penseta. Am să iau genele și vreau să le scurtez puțin. Am să tai primele 3 smocuri. Da, perfecțiune! Iar acum să le aplic. Folosesc lipiciul clasic de gene de la Duo. Mie ăsta îmi place cel mai mult dintre toate. De ce colțul ăsta de aici mereu are ceva de comentat? Și nu se pune la loc, cum trebuie. Oare să aplic gene și jos, genul ăsta? Am să încerc să văd dacă îmi place. Și să te un pic, vreau doar să văd cum se vede. Ha! I love it! I love it! Vreau!
I love it! Cred că trebuie să mă dau totuși cu rimel înainte. Da, asta voi face. Ah, sunt excited! Ok, am să folosesc rimelul acesta de la Tarte. Este o nouă descoperire și îmi place super mult. Aplic rimel mai întâi pe genele de sus. Doamne, arată superb, ador, ador, efectiv, arată fix așa cum îmi imaginam arată, îmi place super mult. Nu o să trec acum la aplicarea genelor jos, pentru că cred eu că o să mă incomodeze la aplicarea concealerului și blenduirea lui, dar voi face asta după ce voi aplica fondul letent, concealerul și toate cele. Practic o să revin la ochi mai spre final. Toate acestea fiind spuse, trec la aplicarea fondului letent, dar nu înainte de a-mi curăța tenul. Și o voi face cu apa micelară de la Stefas. Curăță foarte bine, miroase extraordinar și nu uscă absolut deloc tenul. Clar face parte din produsele mele preferate de la Stefas. Este nelipsit. Voi aplica această bază de la Bobbi Brown. Îmi lasă tenul perfect pentru aplicarea fondului de ten. Fondul de ten pe care îl folosesc este cel de la Bobbi Brown în nuanța W056. Am rămas la acest fond de ten, îmi place foarte mult, se comportă foarte bine pe ten pe întreaga zi. Rezistă foarte bine, foarte mult îmi place. Este una din descoperirile bene în ultima perioadă. Concealerul în aceeași nuanță, tot de la Bobbi Brown. Acum ceva timp mi-am comandat acest fond de ten, care după cum se poate observa este foarte închis pentru tenul meu, dar îl folosesc pe post de contouring și arată foarte bine, îmi place super mult, este Charlotte nuanța 8. Aplic aici, aici, aici. Cu pensula asta de la MAC blendesc zonele mai mici, adică la nas. Iar acum trec la zonele mai mari. Din greșeală am descoperit că îmi place varianta asta de contouring cremos înainte de cel pudrat. Îmi place super mult. Mi se pare că este mult mai intens și mai frumos dacă fac înainte contouringul și cu produse cremoase. Pentru că ochii sunt roz și nuanța este destul de intensă, vreau să folosesc chiar și blush cremos și îl voi folosi pe cel de la Mario.
nici măcar nu vreau să-mi amintesc de perioada în care eram contra a tot ce înseamnă produs cremos. Bine, nu știam să-l aplic cum trebuie. Nu cred că-s vreo nebună nici acum, dar măcar acum îmi place cum arată. Atunci ceva făceam greșit. Acum am să trec la aplicarea pudrei. Și voi folosi prea iubita mea pudră de la Huda Beauty. Sunt atât de excited să văd rezultatul final și atât de excited să mă apuc deja de următoarele episoade de vlog. Apropo de asta, nu uitați să-mi stați în comentarii dacă aveți idei pentru următoarele episoade de vlog sau dacă aveți dorințe pentru următoarele episoade de vlog, dacă vă doriți să vedeți ceva anume în următoarele episoade de vlog. Deja am selectat câteva din ideile voastre și urmează să le pun în aplicare în următoarele episoade de vlog. Mă ajută super mult ideile voastre, așa că nu ezitați să mi le lăsați în comentarii. Trec la bronzerul pudră pentru a face contouringul și îl voi folosi pe acesta de la Fenty. Blush-ul pe care îl folosesc astăzi este de la Charlotte și nu se putea altfel decât roz. Și îl voi pune într-o cantitate mai mare, tocmai pentru a fi cât se poate de intens. Dar nu vreau nici să exagerez. Spunând eu în timp ce pun 5 tone de blush. Acum am să trec la aplicarea iluminatorului și voi folosi două iluminatoare. Îl voi folosi pe acesta pentru... What? Nici măcar nu vreau să discut despre faptul că a căzut pur și simplu, a zis, eu n-am chef astăzi de tine. Îl aplic și pe arcadă. Pentru pomeți am să-l folosesc pe acesta de la MAC în nuanța Oh Darling. Superbisim! Revin acum la ochi. Pentru a aplica genele și pentru a mai pune puțin fard. Revin la acest fard. Clar adaug puțin și din fardul de la Huda Beauty, dar aplic mai mult în zona centrală. Iar acum aplic rimelul. Asta e o varianta cea mai mică, smocurile astea scurte. Foarte mult îmi place, iar acum am să aplic doar tuș pe linia apei, atât sus cât și jos. Trec la rul și abia aștept să văd rezultatul final. Asta este creionul pe care îl folosesc astăzi. Abia ce mi-am achiziționat această nuanță și îmi place super mult. Se aseamănă destul de mult cu Spice, dar e un pic mai roz. Ador!
ador. Iar acum întrebarea este să rămân așa sau să adaug gloss. Am să adaug gloss pentru că sunt mult prea curioasă să văd cum arată cu gloss. Și dacă nu e ce trebuie, rămân la varianta mată. Am să-l folosesc pe acesta de la Kiko în nuanța 05. Asta este lucrul meu de astăzi. I'm in love! Cred că următorul concert sau următorul eveniment pe care o să-l am, o să-l bifez cu acest machiaj. Îmi place extrem, extrem de mult, o să vă pun să fac și niște TikTok-uri. Nu uitați, dragii mei, că am lansat piesă nouă, o găsiți pe canalul meu oficial de muzică, în brațele ei. Nu uitați să-mi lăsați comentarii aici, la episodul de vlog. Aștept comentarii și la noua mea piesă și sper din suflet să o adăugați în playlist-ul vostru. Toate acestea fiind spuse, ne revedem tot aici pe canalul meu de beauty în următoarele episoade de vlog, dar și pe canalul meu oficial de muzică cu noua piesă în brațele ei. Ne vedem și pe Instagram, și pe TikTok, și pe BeReal. Vă super pice și ne revedem în următoarele mele episoade de vlog.